Înainte de a merge la un război, impactul acestuia trebuie estimat în termeni de 5 factori. Moral, adică încrederea oamenilor, vremea, terenul, armata poate călători până la 16 km pe zi în condiții normale, comandă, adică capacitățile generalilor, și doctrină, adică organizare și operații. Un general trebuie să fie capabil să recompenseze și să pedepsească fără a exagera. Tot războiul se bazează pe înșelăciune. Când ești capabil, prefă incapacitatea. Când ești activ, prefă-te inactiv. Pretinde că ești inferior ca să încurajezi aroganța inamicului. Apelează la instinctele primitive ale inamicului, oferind bunuri fizice și plăcere sexuală. Când inamicul este în largul său, obosește-l. Când este unit, divizează-l. Războiul consumă bogăția suveranului, prin urmare trebuie făcut cu o viteză supranaturală, cu un unic obiectiv. Victoria. Încercați să capturați și să utilizați resursele inamicului cât mai curând posibil, adică câștigând bătălia și devenind mai puternic. Nu te concentra pe ucidere, încearcă să capturezi statul intact. Accentul ar trebui să fie pe câștig și, dacă este posibil, fără să te angajezi în luptă. Excelența supremă în război este să ataci planurile inamicului, mai degrabă decât inamicul. Dacă acest lucru nu este posibil, întrerupeți alianțele. Dacă nici acest lucru nu este posibil, atacă-i armata. Cel mai rău este să ataci orașele. În funcție de puterea relativă a armatei tale, fii gata să te retragi dacă armata ta este slabă și fii gata să lupți dacă armata ta este cu adevărat puternică. Armata nu ar trebui să fie surprinsă de inamic, deoarece mișcările ar trebui să fie planificate în prealabil. Ofițerii non-militari nu ar trebui să aibă un cuvânt de spus în administrația armatei. O armată confuză duce la victoria alteia. Dacă îți cunoști dușmanul și te cunoști pe tine însuți, nu vei fi niciodată în pericol. Dacă nu cunoști inamicul, dar te cunoști pe tine însuți, atunci șansa de a câștiga este jumătate. Dacă nu te cunoști pe tine și nici pe inamic, atunci vei fi în pericol în fiecare luptă. Cei pricepuți se pot face invincibili, dar nu pot face ca un inamic să fie vulnerabil. Cei pricepuți în război înving cu ușurință inamicul, deoarece creează condiția adecvată pentru asigurarea victoriei. Armatele destinate să fie învinse luptă în speranța de a câștiga, în timp ce o armată victorioasă își câștigă victoriile înainte de a se angaja în luptă. Forța normală este folosită pentru a te lupta cu inamicul, în timp ce forța extraordinară este necesară pentru a câștiga. O armată are nevoie de combinații nelimitate ale ambelor forțe pentru a câștiga. Un comandant priceput caută victoria din situație și nu o cere subordonaților săi. El creează situații care pot fi exploatate de oamenii săi. Cel care ocupă primul terenul are un avantaj. Prin urmare, aduceți întotdeauna inamicul la război mai degrabă decât să fiți adus de el. Atacă acolo unde protecția este scăzută. Împotriva celor pricepuți în atac, inamicul nu știe unde să se apere. Împotriva celor pricepuți în apărare, inamicul nu știe unde să atace. Experții atacă ca vântul și dispar ca fulgerul. Inamicul nu ar trebui să știe de unde va fi atacul, prin urmare, asta îl va forța să se pregătească în toate direcțiile și să-și dilueze puterea. Astfel, un general priceput este capabil să obțină victoria modificându-și tactica în funcție de situația inamicului. Întreaga armată nu se poate mișca împreună. Unele unități vor fi mai lente decât altele, așa că este important să aveți grijă de cele lente și să le protejați. Ghizii locali sunt importanți pentru cunoașterea terenului. Ascultarea are întâietate asupra talentului. Un soldat talentat a fost odată decapitat, deoarece era neascultător. Inima generalului decide soarta armatei, dacă își pierde inima în luptă, armata va fi lipsită de moral.
Prin urmare, cei pricepuți în război atacă inamicul atunci când acesta este lent și soldații duc dorul de casă. Nu înghițim omelile aruncate de inamic și nici nu ataca inamicul care se întoarce acasă. Lasă întotdeauna o cale ca inamicul să scape, altfel acesta va lupta pentru supraviețuire. Niciodată să nu campezi în terenul de mai jos. Fii plin de resurse în terenul închis. Fii gata să lupți pe pământul morții. Uneori, generalul nu trebuie să se supună ordinelor suveranului. Un general bun nu presupune niciodată că nu va fi atacat, ci mai degrabă se face invincibil. Un general nesăbuit este ucis. Unul laș este capturat. Unul nerăbdător este păcălit. Unul cu un delicat simț al onoarei culminează. Cel plin de compasiune poate fi hărțuit. Aceste trăsături duc la ruinarea armatei. La munte, stai aproape de voi. Încercați să campați pe terenuri înalte, cu fața spre partea însorită. Nu întâlni inamicul la malul apei. Lasă jumătate din armata lui să traverseze și apoi lovește. Asigurați-vă că spatele este în siguranță, având munții în spate și în dreapta. Munții împăduriți și ierburile acvatice sunt periculoase, deoarece se pot face ambuscade. Când copacii par să se miște, inamicul înaintează. Păsările care se ridică în zbor este un semn al inamicului aflat în ambuscadă. Murdăria care țâșnește în sus, în coloane drepte înalte, indică apropierea carelor. Dacă murdăria atârnă în jos, este infanterie. Când praful se ridică în zone împrăștiate, inamicul aduce lemne de foc. Când trimisul inamicului vorbește în termeni umili, dar inamicul continuă pregătirea, el va avansa. Când limbajul lor este înșelător, dar el avansează încet, se va retrage. Când inamicul vorbește în termeni de scuze, el își dorește răgaz. Când, fără înțelegere prealabilă, inamicul cere un armistițiu, el complotează. Când trupele sale se sprijină pe armă, sunt flămânde. Când cărăușii beau apă înainte de a o transporta în tabără, trupele sale suferă de sete. Când inamicul vede un avantaj, dar nu înaintează pentru a profita, el este obosit. Când păsările se adună deasupra locului de campare, ele sunt goale. Dacă trupele lui sunt zgomotoase noaptea, le este frică. Dacă trupele sale sunt dezordonate, generalul nu are prestigiu. Când trupele se adună și vorbesc în grupuri, generalul și-a pierdut încrederea armatei. Trupele trebuie să primească ordine consecvente care să fie respectate, altfel vor deveni neascultătoare. Terenul accesibil poate fi accesat de ambele părți la fel de ușor. Luarea unor poziții înalte însorite este importantă din aceste motive. Terenul indecis nu oferă niciun avantaj niciunei părți. Într-un astfel de caz, pretindeți că plecați și atrageți jumătate din armata inamicului și apoi loviți-l. Pe teren restrâns, încercați să blocați trecerile. Pe terenul abrupt, capturați înălțimile însorite și așteptați inamicul. Trupe puternice și ofițeri slabi rezultă armată insubordonată. Trupe ineficiente și ofițeri curajos rezultă armata în dificultate. General inconsecvent sau slab rezultă armată dezordonată. Cunoaște inamicul, cunoaște-te pe tine însuți, rezultă victoria ta nu va fi pusă în pericol. Cunoaște terenul, cunoaște vremea, rezultă victoria ta va fi totală. Există 5 moduri de a folosi focul. Arderea personalului, arderea magazinelor, arderea echipamentelor, arderea arsenalelor și utilizarea rachetelor incendiare. Dacă un incendiu a provocat haos în tabăra inamicului, atunci acea situație trebuie exploatată. Dacă ți-a plăcut acest rezumat, te rog lasă-mi un comentariu și spune-mi ce alte rezumate de cărți mai vrei să fac.